Viviana, fetița în vârstă de 9 luni din Cluj care suferă de amiotrofie spinală, a primit o șansă la viață. Medicamentul pe care familia îl așteaptă de câteva luni a început să fie administrat ieri copilului. Medicamentul a sosit prima fiolă ieri, ieri la ora 11, la ora 12 a fost administrat conform protocolului de către medicul ATI. A doua doză peste două săptămâni, a treia la patru săptămâni de la prima doză. Acesta este inițierea. Urmează a patra doză la distanță de, dacă nu greșesc, trei 4 luni de prima administrare, deci de, do de ultima administrare, adică de doza de inițiere, probabil undeva în ianuarie. Rezultatelor, cum se văd, așa cum spun și studiile, numai după 6-7-8 injecții. Deci rezultate mai devreme nu putem, nu putem aștepta de la acest tratament. Pe parcursul ultimelor săptămâni, fetița s-a aflat într-o stare foarte precară. Starea de sănătate a micuței s-a agravat și după ce Spitalul de Copii și un laborator au rătăcit timp de două luni analizele care trebuiau să confirme boala. Apoi au trecut săptămâni întregi până ce medicamentul aprobat de către Ministerul Sănătății a primit fondurile necesare pentru a fi achiziționat în spitale. Totuși, după luni de calvar, apar vești îmbucurătoare și pentru ceilalți opt copii bolnavi de amiotrofie spinală din evidența Spitalului Clujan și ei vor primi începând cu această lună singurul medicament care le poate ține boala sub control. Casa de asigurări a finanțat deja dozele de inițiere, un număr total de 29 de doze pentru acești copii care vor fi administrate în ritmul de două administrări pe săptămână, pentru că în terapie intensivă există și alți copii și nu putem asigura injectarea tuturor în această săptămână. Deci se va face gradat în funcție de prioritățile medicale, așa cum au fost ele clasificate de către neurolog. Pentru cei 8, noi am primit, pentru primele 3 doze, deci tratamentul de inițiere, am primit banii. Urmează să facem achiziția acestor 29 de doze și după ce spre sfârșitul lui noiembrie să începem într-un grafic foarte bine stabilit să începem și tratamentul celorlalți pacienți. Conform promisiunilor președintelui Casei Naționale de Sănătate Răzvan Vulcănescu, până la sfârșitul anului, 20 de copii cu amiotrofie spinală vor primi această acest medicament, dar în țară există 54 de persoane diagnosticate cu această boală. Nu știe nimeni când va exista o șansă și pentru restul de 34.